Aceasta este a treia întâlnire de când ne uităm la felul în care Sfânta Treime contribuie în mod eficient la perseverența noastră în har. Pe scurt, doctrina perseverenței sau păstrării din har are de-a face cu umblarea noastră pe pământul acesta din momentul în care Dumnezeu ne naște din nou și până în momentul în care ne voi duce în glorie. Despre asta vorbim, da? Pe scurt. Perseverarea în har sau păstrarea în har are de-a face cu lucrarea lui Dumnezeu în noi, din momentul în care am fost născuți din nou convertiți, până în momentul în care vom pleca la Domnul. Fie că vine Domnul să ne ia pe toți, fie că vom muri. Am văzut felul în care Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, garantează o mântuire desăvârșită și în această seară ne vom uita în final la modul în care persoana și lucrarea Duhului Sfânt contribuie într-un mod decisiv, determinant, eficient, ca noi să rămânem în har, în credință, până la capăt. Folosind limbajul Scripturii, cel care a început această bună lucrare în noi, o va duce la bun sfârșit sau o va isprăvi. Dacă oamenii neprihăniți sunt aceia care tot ce încep duc la bun sfârșit, cu atât mai mult Dumnezeul nostru, în seara aceasta vom vedea, Dumnezeu, Duhul Sfânt, garantează o mântuire desăvârșită. Nu jumătate de mântuire, nu mântuire de o săptămână, nu de un an, nu de 10, nu de 20, ci o mântuire eternă, veșnică, desăvârșită. Cum face Duhul Sfânt lucrul acesta? Cum ne ține Duhul Sfânt pe cale? Ce face Duhul Sfânt? În primul rând, ne voi uita la călăuzirea Duhului Sfânt. Romani, capitolul 8, cu versetul 14, spune așa. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Observați două părți ale acestei propoziții. Cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Cum îi cunoști pe oamenii care sunt fii lui Dumnezeu? Ce spune textul? Cum îi cunoaștem? Ei sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Dacă cineva este în biserică, s-a botezat, citește din Biblie, se mai roagă din când în când, cântă cu noi cântări, dar este călăuzit de fire, de lume sau de diavol, el nu este fiul lui Dumnezeu. El nu și-a pierdut credința, el nu și-a pierdut mântuirea. El n-a avut ce pierde. Da? Textul ne spune că modul în care cunoaștem pe un om că este copilul lui Dumnezeu, modul în care cunoaștem, dovada, efectul, demonstrația acestui fapt este că el este în mod continuu călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Toți care sunt fiii lui Dumnezeu sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Toți, fără excepție. Așa că în momentul când vorbim despre siguranța mântuirii, de exemplu, dacă eu trăiesc în păcat, eu nu am dreptul să spun, eu sunt fiul lui Dumnezeu. Că așa mi-o zis, frate, că eu, dacă am fost mântuit, eu nu am niciun fel de problemă. Nu. În momentul în care eu trăiesc în păcat, lucru pe care trebuie să-l caut cu toată puterea este să mă pocăiesc, nu să mă asigur de alegerea mea, să mă pocăiesc. Pentru că pocăința mea și trăirea mea în sfințenie, în urma călăuzirii Duhului Sfânt, va fi o dovadă a faptului că sunt copilul lui Dumnezeu. Toate argumentele pe care le voi aduce în seara aceasta vor avea forță dacă sunt puse împreună, nu dacă le separăm, da? Simplu. Al doilea aspect al lucrării Duhului Sfânt, care arată că mântuirea noastră este desăvârșită în mâinile lui Dumnezeu, este poftirea Duhului, dar vă mai spune un cuvânt. Când ne gândim la călăuzirea Duhului Sfânt, la ce vă trece prin cap când vă gândiți la călăuzirea Duhului Sfânt? Eu am mai întrebat câteodată, mai făcut sondaj din asta între pocăiți și asta e unul din cele mai rele lucruri pe care le poți face. Dacă vrei să auzi prostii cu duiumul, întreabă-i pe așa zis și pocăiți una sau alta. Ce înseamnă, domnule, călăuzire? Cum te călăuzește Duhul Sfânt? Ai vreo... auzi ceva așa indescifrabil unde mai intervine și ceva firesc? Cum cunoști călăuzirea Duhului Sfânt? Am un baptist clasic, foarte citit și documentat, va spune Duhul Sfânt ne călăuzește prin cuvânt. Adevărat, dacă te călăuzește prin altceva, e 100% sigur că nu-i Duhul Sfânt. Acum, dacă vă aduceți aminte, când diavolul a venit cu niște sugestii la Domnul Iisus Hristos, a venit cu sugestii din cuvânt. Deci trebuie să califici puțin expresia asta sau propoziția asta sau principiul ăsta. Duhul Sfânt ne călăuzește prin cuvânt. Și diavolul a încercat cu o călăuzire diabolică să
îl îndrume pe Domnul Iisus Hristos în planurile sale malefice. Călăuzirea Duhului Sfânt nu înseamnă doar niște principii pe care noi le citim în Sfânta Scriptură. Duhul Sfânt, da, ne călăuzește prin cuvântul lui Dumnezeu. Da, Duhul Sfânt ne duce doar în voia lui Dumnezeu. Dar Duhul Sfânt face ceva mai mult decât atâta. Duhul Sfânt lucrează printr-o operațiune lăuntrică, secretă, prin care El modifică, transformă ființa noastră. El îmi înclină gândirea, El îmi înnoiește gândirea. El nu doar îmi dă sugestii. Călăuzirea Duhului Sfânt nu înseamnă sugestia Duhului Sfânt. Duhul Sfânt vine să-și sugerează mâinile lui frate Ciprian să fie mai răbdător. Nu, Duhul Sfânt îl face răbdător. Cum îl face răbdător mâine dimineață sau mâine toată ziua Duhul Sfânt pe Ciprian? Îi dă o droaie de necazuri. Și lucrează în el roada Duhului Sfânt. El nu-i sugerează. Ciprianu, te-ai enervat, fii o leacă mai răbdător. Ce te-am învățat eu prin cuvânt? Nu, Duhul Sfânt va lucra, îi va înnoi mintea, îi va aduce cuvântul lui Dumnezeu mintea, îi va înnoi mintea, îi va da putere să fie răbdător, îl va ajuta să fie răbdător, îi va înclina voința ca să fie răbdător. Deci noi nu ne gândim când vorbim de călăuzirea Duhului Sfânt la sugestiile Duhului Sfânt. Nu excludem faptul că Duhul Sfânt ne aduce cuvântul lui Dumnezeu în minte. El ne înnoiește mintea ca să funcționeze după cuvântul lui Dumnezeu. El ne înclină voința ca să se alinieze la voia lui Dumnezeu. El ne dă plăcere pentru voia lui Dumnezeu. Asta este călăuzirea Duhului Sfânt. Este o operațiune secretă, lăuntrică, eficientă a Duhului Sfânt în inima noastră. El ne îndrumă în voia lui Dumnezeu, da? Nu vă gândiți când citiți în Biblie călăuzirea Duhului lui Dumnezeu la sugestiile pe care ni le dă Duhul lui Dumnezeu. El ne dă niște sugestii și totul ține de noi. Frate, Duhul Sfânt ți-a șoptit. Totul rămâne acum ca tu să faci ce ți-a spus Duhul Sfânt. Nu. Deci Duhul Sfânt, iertați-mi expresia, e blasfemiator numai să le pui în aceeași propoziție, dar Duhul Sfânt nu face galerie. Hai Andrei, nu asta e lucrarea Duhului Sfânt. Nu asta e călăuzirea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt lucrează în noi. El ne transformă, da? Și apoi vedem în Galateni 5:17, Scriptura vorbește de a doua lucrare pe care vreau să o menționez, poftirea Duhului Sfânt. Ia uite ce spune textul. Căci firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul, ce zice? A, dacă firea e așa de puternică, nu zice când o lua firea pe dinainte. Nu? Vă mai ia firea pe dinainte? Vă ia firea pe dinainte. Avem noi clișeistica asta evanghelică românească prin care ne scuzăm o grămadă de lucruri. Că firea ne-o lua pe dinainte. Acum, haideți să discutăm puțin iarăși problema pierderii mântuirii. În general, folcloristic, din ce motive să pierde mântuirea? Spuneți, vă rog, comunicați. Din ce motive să pierde mântuirea? Din cauza păcatului, da? Sau din cauza nevegherii? Altceva. De ce să pierde mântuirea? Cum? Necredința. Da? Adică un moment în viața ta în care tu decizi, nu? Prin voința ta liberă pe care ți-a dat-o Dumnezeu și pe care Dumnezeu o respectă, asta e pierderea mântuirii în esență. Tu decizi să nu mai veghezi, să nu mai stai în mâna Domnului, să nu mai perseverezi. Problema în esență a pierderii mântuirii este că tu ai decis să faci un păcat prin care îți pierzi mântuirea și așa mai departe. Deci problema este voința. Eu sunt de acord. Problema omului păcătos este voința lui care e legată de păcat, care iubește păcatul, care dorește păcatul, care îl atrage spre păcat. De acord. Dar uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre un om credincios. Că firea poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii. Este un război. Deci dacă în viața ta nu există un război, frate și soră, ascultă-mă bine în seara asta. Dacă în viața ta nu este declanșat un război din momentul în care te-ai întors la Dumnezeu, nu te-ai întors la Dumnezeu. Nu ești născut din nou. Dacă în tine nu este un conflict, omul necredincios nu are niciun fel de problemă. Nu poftește Duhul împotriva firii. El face păcatul să bălăcărește în păcat, să bucură de păcat. Și dacă nu este o lege ca să-l pedepsească, nu are niciun fel de problemă. Niciun fel de problemă. Mai are mustrări firești ale conștiinței. Da, datorită legei conștiinței pe care l-a lăsat-o Dumnezeu. Dar el nu raportează ceea ce a făcut la Dumnezeu. Uai, ce-mi pare rău, l-am jignit pe Dumnezeu prin faptul că am vorbit așa, că m-am purtat așa, că am furat. Nu, yes, am tras iară în țapă statul. Yes, l-am fraierit iară pe ăla. Da, stare, uite, am relația, am fac, să descurc în viață. N-are mustrări de conștiință, conștiință înnoită de Duhul Sfânt. Nu poftește Duhul împotriva firii la el. Dacă în tine nu este un război, dacă în mine nu este un război, din punctul ăsta de vedere, necredincioșii vor fi mai nefericiți într-un anume sens decât credincioșii vor fi mai nefericiți decât necredincioșii. De ce? Necredinciosul nu are niciun conflict. Credinciosul toată viața lui are procese de conștiință.
Conștiința e înnoită, iluminată de Duhul Sfânt. Am făcut aia, nu trebuia să fac aia. Cuvântul lui Dumnezeu spune asta și tot așa. Și toată viața ta este așa. Pentru că Duhul Sfânt poftește, luptă eficient împotriva firii pământești. Și se vede că întotdeauna Duhul Sfânt câștigă. De unde știm? Ați auzit imaginea asta? De ce credincioșii trăiesc în păcat? Spune așa, pentru că noi înșine avem un fel de doi câini. Așa, e o metaforă folosită. Și zice, depinde pe care câini îl hrănești. Dacă l-ai hrănit pe ăla bun, ăla îl bate pe ăla rău și tot așa, invers, da? În primul rând, Duhul Sfânt nu ești un câine și bajocoritor să-l asemănăm așa. Duhul Sfânt are nevoie să-l hrănim noi. Duhul Sfânt ne hrănește El pe noi. Da? Deci nu-l hrănim noi pe Duhul Sfânt, nu-l ținem noi cu potențiometru pe Duhul Sfânt. Sunt niște imagini și niște metafore greșite din orice punct de vedere. Deci nu, că dacă dai la fire mai multă mâncare, pui azot la fire, crește. Dacă hrănești pe Duhul Sfânt, crește Duhul Sfânt și mai tare El o săptămână, după aia mai tare firea o săptămână. Nu, Biblia spune că în conflictul dintre fire și Duhul Sfânt, cine câștigă? Nu voința mea. Ia auzi ce spune la credincioși și se întâmplă următorul lucru. Și Duhul împotriva firii sunt lucruri potrivnice unii altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Despre cine vorbește aici? Credincioși sau necredincioși? Credincioși. Credinciosul nu poate face tot ce voiește. Dacă voința ta te-ar putea duce la punctul în care tu să decizi să-ți pierzi mântuirea, știi ce? Tu nu poți face tot ce voiești. Tu nu poți hotărâi să-ți pierzi mântuirea. Ascultați-mă. Nu poți să faci lucrul ăsta dacă ai Duhul Sfânt în tine. Dacă tu trăiești totdeauna cu ideea asta că e la marginea prăpastiei, măi, ori și când aș putea să fac lucrul ăsta, nu simt niciun fel de constrângere. Nu simt pur și simplu că mă ține cineva pe calea Domnului. Eu sunt controlul vieții mele. Cel mai probabil că nu e născut din nou. Dar noi simțim și experimentăm, vorbesc, simțim în ghilimele, experimentăm lucrarea profundă, eficientă a Duhului Sfânt, care de multe ori ne macină, ne apasă, ne tulbură și nu ne lasă unde suntem. Aleluia și slavă Domnului! Trebuie să ne bucurăm de lucrul acesta, că firea nu domină în viața noastră, că nu suntem călăuziți de firea pământească și că nu suntem robi poftirii firii pământești. Țineți minte lucrul ăsta! Țineți minte când auzi pe un cum spune el, face ce vrea el și credincios, că voința lui. Doamne, Biblia îmi spune mie că eu nu pot să fac tot ce voiesc. De ce? Din cauza Duhului Sfânt. Eu nu mai pot să fac tot ce voiesc. Noi nu suntem liberi în momentul în care ne-am întors la Dumnezeu. Noi am intrat în robia Duhului Sfânt. În robie față de voia lui Dumnezeu, în robie față de neprihănire. Suntem robii lui Dumnezeu. Nu există niciun om liber pe suprafața pământului. Este ori rob păcatului, ori este liber în Hristos și rob lui Hristos. În al treilea rând, împuternicirea pe care o face Duhul Sfânt. Efeseni 3:16-18 este o rugăciune pe care o face Apostolul Pavel pentru toată biserica, pentru toți credincioșii din toate timpurile, ca ei, zice aici, ei să fie întăriți în putere prin Duhul lui în omul din lăuntru. Interesant, Pavel nu se roagă ca să se întâmple ceva cu voința lor. Ei să decidă pentru cu voința lor liberă să facă nu știu ce. Și el merge în cascadă și spune să se întâmple una și alta, să cunoașteți dragostea lui Hristos care întrece orice cunoștință, ca să ajungeți plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Ce credeți? Un om care este angrenat de Duhul Sfânt în procesul acesta și este dus spre plinătatea Dumnezeirii și Pavel garantează că omul puternicit de Duhul Sfânt ajunge la plinătatea Dumnezeirii. Mai poate el să iasă din procesul ăsta dacă el este dus spre plinătatea Dumnezeirii? Pavel nu pune voința umană deloc în rugăciunea asta lui. El se roagă lui Dumnezeu și nu spune, Doamne, du-i la plinătatea Dumnezeirii, împuternicește prin Duhul Sfânt pe oamenii aceia care vor să fie împuterniciți ca ei să ajungă la plinătatea Duhului Sfânt. Nu, toată lucrarea e lăsată în mâna lui Dumnezeu. Și el garantează că toată biserica, toți credincioșii ajung la această plinătate a Dumnezeirii. Îi împuternicește ca să ajungă la plinătatea Dumnezeirii. Întărirea, împuternicirea pe care Duhul Sfânt o face în viața noastră este dincolo de voința noastră. Este o lucrare a lui Dumnezeu eficientă, lăuntrică, supranaturală, secretă, eficientă 100% în viețile noastre. Și ea garantează că vom persevera și vom fi păstrați în har. În al patrulea rând, satisfacția spirituală adusă de Duhul Sfânt. În Ioan, în capitolul 4 și în capitolul 7 apoi, Domnul Iisus Hristos vorbește despre mântuirea lucrată de Duhul Sfânt în viețile noastre, despre Duhul Sfânt care este dat celor care sunt mântuiți. Vorbise despre lucrul ăsta și în capitolul 3 când a discutat cu Nicodim, apoi capitolul 4 când discută cu femeia samariteancă și spune că Duhul Sfânt face asemenea lucrare în noi. Auziți!
O descrie. Oricui va bea din apa pe care o voi da eu, nu-i va fi sete. Așa spune? Nu așa spune. Spune, în viac nu-i va fi sete. Duhul Sfânt aduce o satisfacție profundă în viețile noastre, încât, spune el, ba în capa pe care o voi da, eu se va preface în el într-un izvor de apă care va țâșni în funcție de voința lui, care îl ține pe cale în viața veșnică. Nu spune așa. Domnul vorbește în termeni absoluți. În momentul în care ai fost mântuit, în momentul în care Duhul Sfânt a venit și a umplut ființa ta, El ți-a dat o satisfacție în neprihănirea lui Dumnezeu, în lucrurile lui Dumnezeu, în lucrurile cerești ale lui Dumnezeu, și satisfacția aceasta asigură perseverarea și păstrarea ta în har. Nu vei mai ieși de acolo. Te satisface Dumnezeu teribil și niciodată nu o să spui, a, ce bine e în lume, ce bucurie aveam eu în lume, ce fericire aveam în lume, dacă asta e tânjirea vieții tale, nu e născut din nou. Nu există niciun fel de discuție asupra acestui lucru. Mulți din oamenii care își pierd mântuirea sunt oameni care au stat pe băncile adunărilor și totdeauna au poftit, s-au uitat peste gard. Pă, bine când eram, când umblam, când făceam, când șmecheream, când nu știu ce. Ha, ce, cum era și cum era în lume. Și el tânjește după lume. El n-are înrădăcinată în el o tânjire după neprihănire. El n-are izvorul ăla de viață din el care curge. Nu are. Că nu are Duhul Sfânt. Nu are Duhul Sfânt. Cine n-are Duhul lui Hristos, nu este a lui, frate și soră. Și toți cei care sunteți aici, nu ținem discursuri teologice aici. Aveți această satisfacție adusă de Duhul Sfânt în viețile dumneavoastră? Este satisfacția supremă a vieților dumneavoastră în momentul în care vezi că Duhul Sfânt lucrează roada lui în tine? Când vezi că Duhul Sfânt lucrează neprihănirea lui în tine? Când vezi că Duhul Sfânt... Îți dă Duhul Sfânt satisfacție când asculți cuvântul lui Dumnezeu? Îți dă Duhul Sfânt satisfacție când citești cuvântul lui Dumnezeu? Este o satisfacție în ciuda mustrărilor și întristării care vine datorită păcatului când ne pocăim? Este o satisfacție când te-ai pocăit, că te-ai eliberat de păcat? Pocăința înseamnă că depărtezi păcatul de la tine. Este o satisfacție în pocăință? Este o satisfacție când te mustră Dumnezeu pentru că îți demonstrează că ești fiul lui și nu ești fiul născut din curvie? Este o satisfacție în toate momentele astea sau nu? Dacă fugi cu toată puterea ta de orice mustrare de conștiință, de orice moment de pocăință, de orice moment de confruntare cu frații tăi, care sunt o metodă a Harului Dumnezeu, sau de orice fel de confruntare cu cuvântul lui Dumnezeu, cu Duhul lui Dumnezeu, ai o problemă. Mare! Mare! Credinciosul are o satisfacție continuă adusă de Duhul Sfânt. Orice metodă pe care Duhul Sfânt o folosește ca să-L sfințească, El se bucură de ea. El se bucură de ea, că i-a dat Dumnezeu această satisfacție. Poate nu putem să explicăm logic, dar ai putea să spui, Domnule, mă regăsesc în ce spune Domnul Iisus. Oricui va bea din apa pe care o voi da eu în viac, nu-i va fi sete. Nu vedeți setea asta în lume? La oamenii necredincioși? Umblă nebuni, tembeli, după niște lucruri care nu-i pot sătura niciodată. Și setea aceasta este stâmpărată doar când Duhul Sfânt lucrează mântuirea în viața noastră. În al cincilea rând, nașterea din nou produsă de Duhul Sfânt garantează perseverarea noastră în har. Da? Domnul Iisus spune foarte clar, suntem născuți din apă și din Duh. Tit, capitolul 3, Pavel spune că suntem mântuiți prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. În mai multe locuri din Sfânta Scriptură ni se arată că această lucrare a nașterii din nou face Duhul Sfânt, este lucrarea lui exclusivă, suverană. În 1 Petru 1 cu 23, Petru spune așa, fiindcă ați fost născuți din nou, dintr-o sămânță, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi. Auzi ce se întâmplă în viața ta? Când ești născut din nou, Dumnezeu te naște din nou dintr-o sămânță care nu poate putrezi. De ce? Că această sămânță este pusă în tine prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în viac. Cuvântul lui Dumnezeu care este etern produce în viața noastră o lucrare care este la rândul ei eternă. Cuvântul Dumnezeu care este viu și rămâne în viac pune în inimile noastre o sămânță dumnezeiască care nu poate putrezi. Dacă tu crezi că a putrezit în tine, n-ai fost născut din nou. Nu există altă variantă lăsată de textul acesta. Nașterea din nou pe care o face Duhul Sfânt în viața noastră este o naștere din nou care asigură perseverarea noastră. Pentru că se pune noi o sămânță care nu poate putrezi, sau în termenii acelui așa apostol, în a doua lui epistolă, în capitolul 1, el spune că ne-am făcut părtași firii dumnezeiești.
Este un fel de comunicare între ființa noastră și firea dumnezeiască, o unitate pe care nu o să putem înțelege niciodată. Și ni se comunică viața lui Hristos, puterea lui Hristos, neprihănirea lui Hristos în mod real în ființele noastre și ne face asemenea chipului Fiului Său. Și acest proces care a început în noi prin nașterea din nou va continua până la capăt. 6. Sfințirea Duhului Sfânt garantează perseverarea noastră. Sfințirea aceasta începe la nașterea din nou, este clar, arătată în Sfânta Scriptură. Tot Petru spune că Dumnezeu ne-a ales pentru mântuire prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt. Pentru mine e ironic să aud oameni care predică despre sfințire și gândesc sfințirea totală în termeni umani. Fraților, trebuie să facem. Și adevărul este că trebuie să, nu? Că este răspunderea noastră. Noi facem o confuzie între puterea Duhului Sfânt și răspunderea noastră. Răspunderea de a fi sfinți este a noastră. Fiți sfinți căci eu sunt sfinț. Asta e răspunderea noastră înaintea lui Dumnezeu. Nu suntem sfinți, suntem vinovați. În același timp, sfințirea este numită în felul acesta. Auziți, sfințirea lucrată de Duhul Sfânt. Sau spune Pavel în 2 Tesaloniceni că Dumnezeu ne-a ales pentru mântuire în sfințirea Duhului. A cui este sfințirea? A Duhului. Am auzit serii, și aproape toți care am auzit o serie de predici pe roada Duhului Sfânt, se spune, trebuie să fii bucuros, trebuie să fii răbdător. Și se ratează expresia cea mai mare din textul ăla care spune că este roada Duhului. Tot ce e descris în textul ăla este o lucrare a Duhului Sfânt, nu a omului. Nu zice că este o conlucrare a omului cu Duhul Sfânt, este o lucrare exclusivă a Duhului Sfânt. Voința noastră este implicată doar ca un efect al lucrării Duhului Sfânt în viața noastră, da? Textele acestea ne arată sfințirea este lucrarea Duhului Sfânt. Dacă există un păcat din cauza căruia ar putea să te pierzi pentru totdeauna de pe cale, păcatul acela este un păcat pe care Duhul Sfânt te va elibera. Un păcat pe care Duhul Sfânt îl va scoate afară din viața ta. Oricare ar fi păcatul ăla. Inventați ce liste vreți cu păcate mortale, nemortale, păcate mici, păcate mari. Toate păcatele acelea vor fi în atenția Duhului Sfânt și Duhul Sfânt ne va sfinți de toate păcatele alea. Și va face tot ce este necesar ca noi să fim sfințiți. Va fi dureros câteodată? Sigur că va fi dureros. Luați exemplu, este un exemplu clasic, dar important. Mie mi se aduce foarte des pasajul ăsta în discuție. Mie îmi convine, n-am niciun fel de problemă. Cu David. David a păcătuit. Mulți comentatori spun că a trecut vreun an și ceva sau ceva de genul ăsta de când el păcătuise și nu-și mărturisise păcatul înaintea Domnului. Acum vedeți dumneavoastră până să se ducă Nathan. Dacă ai luat numai evenimentul în care se duce Nathan la el, acolo este o intervenție a lui Dumnezeu, că Nathan nu s-a dus chemat de David. Nathan s-a dus pentru că lui Dumnezeu i-a păsat de David și Dumnezeu a inițiat recuperarea lui David. Da? Dumnezeu a inițiat-o, da? Și vă aduceți aminte reacția lui David rapidă, imediat de pocăință în fața prorocului Nathan. Dar lucrarea începuse mult timp înainte. Mult timp înainte. Psalmul 32 spune așa. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. De ce? De ce îi se topeau oasele de gemetele lui necurmate? De ce? Căci mâna ta... Că zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Și ce s-a întâmplat? Atunci ți-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de lege. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Ce se roagă David? Asta e psalmul 32. Ce se roagă David în psalmul 51? Auziți. Nu mă lepăda de la fața ta. Și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Nu plecase Duhul Sfânt de la David. Păi dacă zice nu lua, înseamnă că l-avea. Dacă l-ar fi luat, Dumnezeu s-ar mai fi pocăit David. Nu s-ar mai fi pocăit niciodată. Tocmai de aceea rămâne Duhul Sfânt în ciuda faptului că uneori păcătuim pentru că Duhul Sfânt este acela care ne sfințește, este acela care ne întoarce la Dumnezeu, da? Este acela care ne întoarce la Dumnezeu. Sfințirea pe care o produce Duhul Sfânt în viața noastră este o sfințire totală care va ține până la capăt. Și indiferent ce am face, Dumnezeu se va ocupa de noi. Ne va ierta, dar ne va și
sfinții. I-a plăcut lui David procesul sfințirii? Mă gândesc că nu i-a plăcut. Dar la urmă a fost în folosul lui. Consecințele păcatului au existat, fără doar și poate, dar sfințirea lui David a fost sigură, pentru că David a fost un om după inima lui Dumnezeu. David a fost alesul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu l-a lăsat. Așa că Dumnezeu a făcut lucrul acesta în vechiul legământ, în vechiul testament. Cu siguranță Dumnezeu face lucrul acesta și astăzi cu noi. 7. Pecetluirea și arvuna Duhului garantează perseverarea noastră în har. Efeseni capitolul 1. Ia auziți ce spune. Vă ce spune că ne-a ales Dumnezeu să fim sfinți fără prihană? Ne-a ales să fim înfiați? Ne-a dat răscumpărarea, ne-a dat iertarea păcatelor, ne-a dat bogățiile harului său. A răspândit peste noi din belșug orice fel de înțelepciune și pricepere. Ne-a descoperit taina voii sale după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși. Ni l-a dat pe Hristos. Ne-a făcut moștenitori ca să slujim de laudă slavei sale. Și noi, după aceea, după ce am auzit cuvântul adevărului, spune, am crezut în el și am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit, și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei lui. Ce face Dumnezeu? Dumnezeu în momentul nașterii noastre din nou pune o pecete pe noi. Ce este pecetea aceea? Este semnătura lui Dumnezeu. Este semnul impregnat pe noi că suntem proprietatea lui Dumnezeu. Ascultați-mă! Proprietatea lui Dumnezeu nu va arde o veșnicie în iad. Nu! Nimic din proprietatea lui Dumnezeu. Este un sugiliu desăvârșit. Te-a ștampilat Dumnezeu, ești a lui. Nu te ia nimeni. Niciodată. De asta te pecetluiește Dumnezeu cu Duhul Sfânt. Ca un semn că ești proprietatea lui. Nimeni, Dumnezeu nu va lăsa pe nimeni să se atingă de proprietatea lui, să jefuiască proprietatea lui Dumnezeu, să răpească proprietatea lui Dumnezeu, să-și bată joc de proprietatea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu se va lipsi veșnic de proprietatea lui. Noi suntem proprietatea lui Dumnezeu. Și spune că Duhul Sfânt care ne face proprietatea lui Dumnezeu, acest Duh Sfânt, este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu. Cum știi tu că vei avea o moștenire? Cum știi tu că o să ajungi la capăt? Cum știi tu că vei petrece o veșnicie cu Dumnezeu? Cum? Dumnezeu îți dă Duhul Sfânt, adică se dă pe sine prin lucrarea Duhului Sfânt, prin prezența Duhului Sfânt în viața ta. Se dă Dumnezeu pe sine, asta e garanția, asta este arvuna. Cum știi că vei fi o veșnicie cu Dumnezeu? Că Dumnezeu s-a dat pe sine, l-a dat pe Hristos, a venit și locuiește El însuși cu noi și ne-a dat Duhul Sfânt. Este arvuna, garanția. Ce vroiai să-ți dea Dumnezeu mai mult? Ce putea Dumnezeu să-ți dea mai mult? Ce putea să ne dea Dumnezeu mai mult? Ni s-a dat pe sine însuși. El este garanția supremă că suntem ai Lui pentru totdeauna. Că avem o moștenire și că vom avea răscumpărarea trupurilor noastre și că vom avea parte de răscumpărarea veșnică. De răscumpărarea veșnică. Nimic din proprietatea lui Dumnezeu nu va arde în iad. Nimic. Absolut nimic. 8. Transformarea noastră în templele Duhului Sfânt garantează perseverarea noastră în har. Auziți în limbajul Apostolului Pavel în 1 Corinteni capitolul 6. Versetul 19 la 20. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și a făcut reședința în noi Duhul Sfânt. Nu este ocazional acolo, nu a venit în vizită, nu este musafir. El și-a făcut locuința în trupurile noastre. Și trupurile noastre nu vor ajunge niciodată să fie locuite de draci. Cei care folosesc textul din Evanghelie unde spune că a plecat un duh și au venit după aia 7 mai rele, nu se referă la credincioși. Nu se referă la credincioși. Nu vorbește Domnul Iisus Hristos despre credincioși, ci spune tot așa se va întâmpla cu acest neam rău, pervers și necredincios. Nu vorbește despre oameni născuți din nou, care fac parte din biserică, din nou legământ. Nu are nicio treabă pasajul. Nu există niciun text în Biblie în care să se spună clar că Duhul Sfânt a plecat dintr-un om care a fost al lui Dumnezeu născut din nou și acolo au intrat dracii. Nu există așa ceva. Templul lui Dumnezeu nu va fi locuit de draci. Auziți? Noi suntem templul lui Dumnezeu, toți ca biserică, și suntem templul lui Dumnezeu particular. Templul lui Dumnezeu nu va ajunge locuit de draci. Nu. Locașurile lui Dumnezeu nu vor ajunge să fie bântuite de diavolul și de hoarda lui necurată. Niciodată așa ceva.
Spune apoi că și ați fost cumpărați cu un preț. Suntem al lui. Vedeți din nou limbajul proprietății. Duhul Sfânt locuiește în noi. De ce? Că ne-a cumpărat Dumnezeu și suntem al lui. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. De trei ori spune, suntem proprietatea lui Dumnezeu. Suntem cumpărați de Dumnezeu. Suntem locuiți de Dumnezeu. Suntem al lui Dumnezeu pentru totdeauna. Templul lui Dumnezeu care suntem noi nu va fi locuit niciodată de Satan. Templul lui Dumnezeu nu va ajunge în iad. Nu va ajunge. Duhul nostru și trupul nostru este locuit de Duhul Sfânt. Nu vom ajunge niciodată acolo. Și în final, locuirea Duhului Sfânt în credincios asigură perseverarea și păstrarea noastră în har. Este un pasaj deosebit care lămurește lucrul acesta. Romani, capitolul 8, versetul 9, unde spune așa. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești. Când suntem noi duhovnicești? Întreabă pe cineva, frate, ești duhovnicești, ce o să zic eu? Frate, mai am păcate în viața mea, mai greșim în multe feluri, mai cu vorba, mai cu atitudinea, mai cu gândul, frate, e greu pe pământ și tot așa cu poeziile. Mă, ești duhovnicești sau nu? Nu mă lua pe mine cu poezii din astea. Ești sau nu duhovnicești? Duhovnicești. Suntem sau nu suntem duhovnicești? Ce ziceți? Am dat exact în aceeași teologie ortodoxă și noi. Numai Dumnezeu știe dacă suntem mântuit. O vedea? Evanghelicii secolului nostru au ajuns să vorbească ca ortodoxi din țara noastră și ca celelalte denominațiuni mari. Greco-catolicii, catolicii, nu știm. Dumnezeu știe asta. Doamne, asta e o mândrie să spui că ești duh. Dacă tu te duci și îi spui la un pocăit, frate, eu sunt un om duhovnicesc, care crezi că o să fie ideea lui despre tine? Asta e aroganță. Asta e mândrie. Gândește exact ca un ortodox. Nu mai este nicio diferență, ascultați-mă. Avem nevoie de reformă, mare reformă în teologie. În felul în care ne gândim la noi înșine. În felul în care ne gândim la noi înșine, noi fiind lucrarea lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu. Ce spune Scriptura? Cum suntem duhovnicești? Dacă ne străduim, nu? Frate, dacă ne străduim, dacă rămânem, atunci suntem duhovnicești. Nu? Păi nu așa e. Dacă rămânem, dacă noi decidem în fiecare zi să rămânem în mâna Domnului și să ne sfințim, dacă ne străduim, dacă ne împotrivim păcatul, toate lucrurile astea sunt necesare, sunt parte din răspunderea noastră ca și credincioși. Și vai de noi dacă nu ne străduim, vai de noi dacă nu ne silim, vai de noi dacă nu ne sfințim. Dumnezeu va lucra cu mare putere în viețile noastre. Dar, revenim la problema noastră, noi suntem duhovnicești din următorul motiv. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Știți când devenim duhovnicești? În momentul în care Duhul Sfânt intră în viața noastră. Și Pavel spune despre frații din Corint, care se făceau vinovați de multe păcate, că erau sfinți în Corint. Dar nu erau sfinți din cauza lor. În capitolul 1 spune că Hristos este neprihănirea noastră, sfințirea noastră, răscumpărarea noastră. Nu erau neprihăniți din cauza lor. Iar în Romani spune că suntem neprihăniți și duhovnicești și sfinți din cauza Duhului Sfânt. El ne face sfinți. Eu sunt sfânt datorită Duhului Sfânt. Eu sunt duhovnicesc datorită Duhului Sfânt. Tu ești duhovnicesc dacă ești născut din nou, chiar dacă nu mai crezi lucrul ăsta și ai dat în teologie ortodoxă pentru o perioadă de timp. Asta zic cădere de la credință, că ți-ai schimbat doctrinele. Întoarce-te și crede ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Că suntem duhovnicești dacă avem Duhul Sfânt. Dacă suntem locuiți de Duhul Sfânt. Și suntem locuiți de Duhul Sfânt dacă suntem născuți din nou. Că cine n-are Duhul lui Hristos, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu doar că nu ești duhovnicesc, nu ești al lui Hristos, ești pierdut. Pentru totdeauna. Dacă nu ești duhovnicesc, ești pierdut. Numai dacă mă străduiesc, că mai încerc, că poate Dumnezeu o să pună în balanță cumva, că m-am mai dus la biserică, că m-am mai rugat. Nu! Dacă Duhul Sfânt n-a intrat în viața ta, nu ești al lui. Dacă nu l-ai pe Hristos, nu ești al lui. Atunci sunt sfânt, atunci sunt duhovnicesc, atunci sunt duhovnicesc. Acum, dacă rămânerea Duhului Sfânt în viața noastră sau intrarea Duhului Sfânt în viața noastră ar depinde de deciziile noastre, de ce mai e nevoie de Duhul Sfânt? Dacă eu, ca să-L fac pe Duhul Sfânt să rămână în viața mea, trebuie să mă sfințesc. Că unii zic, Doamne, trebuie să faci curat în casa ta, în casa sufletului tău, ca să rămână Duhul Sfânt în viața ta. Că altfel Duhul Sfânt nu poate sta în necurăție, Duhul Sfânt pleacă. Doamne, dacă eu pot sfinți casa mea fără Duhul Sfânt, de ce mai vine Duhul Sfânt? Ce Duhul Sfânt e acolo decorativ? Nu, curățenia din casa mea depinde de Duhul Sfânt. El mă face curat. El mă sfințește. Când eu poluiesc din nou casa sufletului meu, permiteți-mi metafora, imaginea aceasta, Duhul Sfânt vine acolo să lucreze în viața noastră. Ioan 14:16 spune așa, și eu voi ruga pe Tatăl și El va vă da un alt mângâietor care să rămână cu voi
Ce rugăciune face? Ca să rămână cu voi? Terminați propoziția. Sunt niște promisiuni fantastice. Ca să rămână cu voi? În viac! În viac să rămână cu voi! Cât rămâne Duhul Sfânt cu noi? Nu cât noi rămânem în El. Eu de asta rămân în El, că Duhul Sfânt rămâne în mine. El rămâne cu noi în viac. El asigură perseverarea noastră. El asigură păstrarea noastră în har. Vă întreb, rugăciunea Domnului Iisus este ascultată sau nu? Păi unii ar spune, dacă ai întrebat cât timp rămâne Duhul Sfânt în viața ta? Uite, Domnul Iisus spune că rămâne în viac. Tu cât spui? Păi cât timp rămân eu? Ok, v-ați contrazis. V-ați contrazis. Domnul Iisus s-a rugat Tatălui, cunoștea voia veșnică a Tatălui. El nu există nimeni pe suprafața Pământului în univers care să aibă o relație ca Domnul Iisus Hristos cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, pentru că ei sunt Dumnezeu împreună, și El să roagă Tatălui ca să trimite pe Duhul Sfânt să rămână cu noi în viac. Și această promisiune se împlinește pentru toți credincioșii. Și Duhul Sfânt este dat gratuit, că de asta este numit darul Duhului Sfânt. Este o promisiune. Este o rugăciune. Și privim la cuvintele Domnului Iisus Hristos și facem doctrină din ele. Facem doctrină din ele. Ne bazăm viața pe ele. Ne bazăm viața pe ele. Lucrarea Duhului Sfânt, persoana Duhului Sfânt, așa cum ne arată foarte clar Sfânta Scriptură, garantează mântuirea noastră desăvârșită veșnică. El ne pecetuiește, El ne sfințește, El rămâne cu noi, El transformă ființa noastră, El renovează ființa noastră pe dinăuntru ca să perseverăm până la capăt. El ne păstrează în har. Dacă n-ar fi Duhul Sfânt perseverent, noi n-am perseverat. N-am perseverat. Dacă mântuirea s-ar putea pierde, toți am fi pierdut-o deja. Toți, fără niciun fel de excepție. Lăudăm pe Dumnezeu pentru prezența, puterea și lucrarea Duhului Sfânt în viețile noastre. Amin.